Bună ziua, dragi prieteni din RAC. Vă prezint astăzi horoscopul general, servici, dragoste, bani și sănătate pentru data de 1 până pe 13 martie 2017. Haideți să vedem, să începem cu general pentru RAC, să vedem ce pot eu să văd la dumneavoastră în această perioadă. Văd că dumneavoastră trebuie să spuneți clar la oameni ce doriți, ce vreți. Veți avea schimbări pozitive, atât personal cât și în afaceri. Trebuie să fiți curajoși, să nu vă fie frică, să vă faceți timp pentru dumneavoastră, aveți succes și vă simțiți foarte bine, vă simțiți iubit, iubită, apreciată. Aveți o dorință pe care trebuie să o lăsați, să o uitați. Și dacă dumneavoastră uitați această dorință, și va fi puțin dificil, dar dacă o uitați, va veni ceva mai bun în viața dumneavoastră. Nu trebuie să forțați lucrurile. Ceva stagnează, trebuie să așteptați. Trebuie să aveți încredere în dumneavoastră, pentru că ce intuiți dumneavoastră și ce vă spune psihicul dumneavoastră, ce simțiți dumneavoastră, așa este. Trebuie să aveți încredere în simțurile dumneavoastră și în ce credeți dumneavoastră, ce simțiți, așa e. Trebuie să aveți răbdare, pentru că vor fi ceva întârzieri în unele aspecte și dumneavoastră știți și așa este, cum știți dumneavoastră și cum simțiți. Haideți să vedem la servici pentru rac. Aveți un bărbat șef sau poate partener de afaceri. Acest șef este foarte bun. Puteți să aveți încredere în el, pentru că dacă aveți nevoie de ajutor, tot timpul acest bărbat vă va ajuta și va fi o persoană foarte bună pentru dumneavoastră. Veți avea o creștere și foarte bine cu acest om. Dacă vă simțiți unii dintre dumneavoastră la servici că sunteți într-un loc greșit, sau nu primiți exact ce doriți, sau căutați servicii și nu primiți, vor fi întârzieri. Vin ceva bani pentru unii, promoție, un nou job, plăcere. Nu renunțați la a căuta de muncă sau la munca pe care o faceți acum, la serviciul dumneavoastră. Nu renunțați. Aveți mult de lucru. Văd servici pozitiv pentru unii care căutați, primiți dintr-o dată servici. Văd succese. Mai văd aici că dumneavoastră vă faceți iluzii sau vise cu un proiect sau cu o afacere sau cu niște bani sau cu cineva vă spune ceva și nu tot ce este aur sau strălucește este aur. Deci, ceva este prea frumos să fie adevărat. Să fiți foarte atent sau atentă. Haideți să vedem pentru dragoste. Pentru dragoste. Pentru rac. Să încep cu cartea mai rea. Această carte care iasă aici, Treiul de Spade, nu este o carte de despărțire. Nu vorbește despre despărțire, dar îmi vorbește despre o durere, niște dificultăți, dar să știți că veți găsi o relație potrivită pentru dumneavoastră. Dacă acum treceți printr-o perioadă foarte rea, grea, neplăcută, trebuie să vorbiți cu partenerul și va trece sau veți găsi pe altcineva, unii dintre dumneavoastră. Mai văd că persoana iubită îi merge bine fără dumneavoastră.
sau în unele aspecte, sau poate chiar în dragoste, poate are pe altcineva. Și dumneavoastră trebuie să fiți deschisă altor posibilități. Să vă faceți disponibilă sau disponibil pentru alte relații. Pentru că nu este numai un om pe pământ. Deci, ați avea șanse foarte bune cu alte persoane. Cei care aveți o relație sau căsătoriți, veți avansa în relație unii, veți avea bucurii, succes, foarte bine. Unii vor avea o relație nouă, dragoste adevărată, unii mergeți la un drum și întâlniți pe cineva. Nu vă fie frică să vorbiți cu străini. Văd o femeie aici care unii bărbați au o femeie rece lângă ei sau poate distantă puțin. Sau femeia care este foarte atrăgătoare. Se simt femeile rac în această perioadă. Haideți să vedem pentru bani. Bani. Aveți nevoie de mai mulți bani. Și poate vorbiți cu cineva sau căutați un al doilea serviciu sau a doua afacere sau a doua ceva extra. Extra financiar. Doriți bani extra. Ce mai văd eu aici? Văd că ce doriți dumneavoastră devine realitate. Chiar dacă nu 100% cum doriți dumneavoastră, devine real, dar nu chiar cum doriți dumneavoastră. Mai văd că o decizie pe care o așteptați va fi în favoarea dumneavoastră despre bani. Trebuie să vă bucurați foarte mult, că va fi foarte bine financiar pentru dumneavoastră. Mai văd ceva cheltuieli neașteptate. Poate cumpărați ceva sau poate trebuie să plătiți ceva repede. Mai văd că așteptați să fiți remunerat pentru să primiți pentru ce ați lucrat sau veți primi. Veți primi și situația va fi mult mai bună decât vă imaginați dumneavoastră că este. Văd vești bune, pozitive, primiți remunerare, văd ceva cheltuieli, am mai spus. Cam atât pentru bani. Rac, hai să vedem sănătate. Cât de sănătos suntem. Văd, dacă ați fost bolnav, să știți că veți avea o însănătoșire. Văd că aveți nevoie de odihnă, meditare, poate sunteți prea obosit psihic, mai mult decât fizic. Psihic. Pare că aveți nevoie de o pauză, de o vacanță. Lucrați foarte greu unii dintre dumneavoastră. Cei care țineți regimuri sau diete sau aveți grijă cu dietele și cu regimurile. Pentru că apar ceva mici probleme și cei care aveți probleme și aveți tratament, aveți grijă la tratament, cum îl luați, ce trebuie să luați, ce fel de tratament este. Văd că unii faceți mișcare sau aveți nevoie de mișcare, regim, somn. Alții veți fi sănătoși, plini de energie, foarte bine. Nu vă ceva grav, grav, dar ceva mici probleme, dar rest sănătate și ok. Cam atât pentru rac, vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.